Adică... Am uitat, la scapa. Cum, mă? Eu și-o punea din gură, s-a dus, n-am putut ține. S-a dus? S-a alunecat funia că îi udă, nu așa? Nu am putut ține ea, da, s-a alunecat funia. Cristi, te salut. Salutări, domnul Cristi. Mă bucur să te găsesc sănătos. Numai cât am apucat să-i bag și eu potcoapele, că ea... Așa, două potcoape pe față. A, da, că durea unul. Asta e o nouă achiziție. Așa. În urmă de 2 ani jumate. Așa. Din surul care l-a luat Brenda. Da. Și? Mamă? Mamă la Nea Costel. Deci, deci, la el. Deci un mânz de la Nea Costel din, din Herghelie? Da, da. Deci trebuie să ne uităm pe filmele de ani secuți, așa-i? Da, da, da. Ha? Da, da. Chiar Costel îl cheamă pe mânz. Du-te. Și Romica, să nu-i schimb numele, că de la Romica l-am luat, de la Răcășani. Și-o zis să nu-i schimb numele? Da. Nu, uite, te în sfârșit vedem un... Da, un mânz crescut patat și... Așa. Crescut din caie lui Nea Costel. Foarte frumos. Foarte frumos. Îl voi ține de munte. A, deci o să fie un, o să fie un armăsar de munte, da? Numai de asta l-am achizat, că dacă am dat pe negru, treia să iau orul negru, orul sur. Negru tău unde e acum? La Suceava, la un prieten. Așa? O intrat pe mână bună. Cum îl cheamă băiat? Numele mic. Ionuț. Îl salutăm pe Ionuț? Da. Care Ionuț? Ionuț de la Suceava? Ionuț de la Putești. Hai, prietenul meu, Ionuț, bă. Ha? Am bătut poftoarele, că durea un iutune pe față. Lasă, lasă așa. M-am prins deja la, ha? Câți cai ai acum? 7. Cum ții cu cai? E greu, ușor? Cam greu. De ce? Am greu, că nu... Ea de azi dimineață pe drum. Așa? Numai că am ajuns acasă, mă înainte și m-am și apucat să-i bat. Deci ai o, ai o viață încărcată? Am făcut o achiziție încă în afară de el nouă. Zici că ai o viață încărcată? Maxim. A? Maxim. Din câte am înțeles, ai lucrat la o construcție? Da. Am făcut ceva pe la Cristi, pe acolo l-am ajutat cu... Cu grajdiu? Cu grajdiu. Ce mai face domnul Cristi? Foarte bine, îi așteaptă și el în vizite. Nu-i ușor lui, așa-i? Dar azi am trecut pe la el. Nu-i ușor lui, așa-i? Nu. Ha? Nu, și el are rău oameni și se da. E unul dintre cei mai harnici, așa, pe care-i cunoști din salaj, nu? Ha? Ăla-i ca și mine, nu doarme numai cu gândul la cai și animale. Zici? Îți zice și el? Da. Ha? Da, da. Vrea și el să facă ceva achiziție nouă, să tot gândești și numai că m-au tare mult investit în graj. Așa? Vrea să mai o ia pe neagră, ce? Să-i pui o pereche la neagră lui. Am să bag mânză și am să scot aia la alții. Sau scot tot armasarul și până încep cu ei. Bine, bine. Cristi, aici prietenul tău blond? Da. Pe nume? Zi numele francez. Clas 2. Ăsta nu poți tu să uiți numele ăsta niciodată, așa-i? Nu, numai că e mai greu. Auzi, Cristi? Tare murdar, s-o tăvărit afară. Și el necesită, așa, e o curățire la picioare. Bă, nu e mult și curățat, dar na. Cresc repede unghiile, a? Bă, cresc, nu am purtat. De cât timp ți așa împletit? Mai o lună. Trebuie să desfaci cu mama. Trebuie să le dau jos, să le spăl, să mai tăvări. M-a presat de timp. Dar n-ar fi rău să faci de seară treaba asta. Ai putea face?
Dar oricum trebuie să fac. Aici frumosul tău armăsar. Am ocupat cu lucrurile. Dar tot ai lucrat la domnul Cristi, ai? Nu, tot. Și tă noaptea, pe la cât vineai? 10-11. Noaptea? Hop, hop, hop. Eco, două. Cristi! Să nu uite. Așa, hop, pune-l așa frumos. Eu zic că s-a făcut bun calul. Foarte frumos, arată, arată bine, un cal frumos. Pe stil bucovinean. Bine zic? Da. E cu minte, e bun calul. Îmi place de el. Calul crește, calul de munte. Aha. Care le place la mulți oameni. Nu, nu a prins de mult, de mult tare, aș uita de el. De când l-am zis. Și acum am dat apă la bistă la un prieten, aia Sureș. Așa? Și... Aia ta muce de frumoasă. Aia, aia care trecea bine, bine. Și? Și zic, hai să-l punem și pe el în casă, știi? Zic, m-a întrebat oamenii dacă trage. Zic, nu știu, vedem. Dar eu știam că așa mare. M-a dus ea la toate lemnile care am dus cu apă. Așa, lasă așa. Cristi, cum e ploaia asta pentru voi, fermierii? Mai acum nu e atât de grozav. Cum? Acum nu e atât de grozav. De ce? Eu nu pot țara, nu pot face nimic, acum e sezonul cu aratul. Poate. Am înțeles. Da, e bună oricând, ori vara, ori iarnă. Mai suntem obișnuiți, suntem mulțumiți. Ce? Îmi place cum l-ai împletit. Ce? Atâta de... Tu l-ai împletit? Da, atâta de cuminte poate fi animalul ăsta. L-am scos din graj de multă vreme și n-are bani. Să te tragă, să zburge, să... Ce e tati? Super! Gata, Suru, când l-ai adus Suru? Mă, de două zile, Suru. Du-te, mă, de două zile la tine? Păi ieri l-am pus un pic la ham. Și ce, cum, ce zice la ham? Ce zice la? Foarte, foarte bine. Hă? Foarte bine. Păcat că plouă și nu ne permite timpul să... Și vremea să punem, că puneam un pic. Lasă că vine la tine când se... Și apă care am luat... Vine la tine când se îngheață. Și apa care am adus-o, tot am prins-o și pe ea să vedem ce idee are în cap. Și ce zice? Bine de tot, zice, hai. Foarte bine. Uh-huh. Stai cu patru înapoi, nu se înțelege deloc. La ham nici asta nu pot da înapoi. Cum zici? Nu prea dă înapoi. Aia ce înseamnă? Că e pe sistem, așa, în față numai. Poate, dar e greu, dai. A? Și la căruță, câte un pas, doi, atât te trag de el până se dă înapoi din el. Am mai murdar, că s-a dat peste cap în tine, de alea aia să-ți spală. Frumos, îmi place tare mult de el. Aduc să aduc altceva. Bine. Cristi, ce ești cu zâmbetul pe buze așa tare? Ori plouă, ori ninge tot acolo. A? Ori plouă, ori ninge tot acolo. Zic că nu ești stresat, așa-i? Nu. Ha? Odată ce mi-s animalele bune... Nu te stresezi că plouă, că... Asta-i murga. Tot felul de ăsta. Ce? Bă, murga ta pieptoasă, aia ce, ne-am tot uitat noi. Uite și ne uităm cu drag. Uite-te acolo, mușc tu pe ăsta.
Am unul iau atea cu oamenii în frunge, nu se lege neapăsel de mine, ca de obicei. Dar auzi, Cristi, să ai așa tu mușchi pe umeri, cum are iapa asta ta. Și vezi, nu-i prins în hanul vechi. Zic că... Să o lucru, ce fibra face. Cristi, nu ți-ai dat pe nimic în lume să ai așa mușchi pe umeri? Nu. Te da? N-a venit. Ce-ai vrut să spui, Cristi, cu lucratul? Păi nu-i lucrată, și tot e forma de mușchi. Ha? Cristi, o văd gestantă? Da. În ce lună? Nu știu, vreo 7 luni. Și cam când îți fata ea ție? În aprilie ar trebui să fie cu mâine. Prin ianuarie, pe martie? Martie, aprilie, nu știu exact. Cu ce armă s-a remontat iapa ta? Ha? Și ea și mânza aia la altă, cu blondul. Cu blondul? Da. Ce nume are iapa? Asta e Cici. Așa. Cici era Doru de la Brașov, prietenul meu. Îl salutăm pe domnul Doru? Da, cum să nu. Îi dorim sănătate, poate să uite la noi? Eu am fost tot la picioarele din față. Observ că e potcoviță cu vidia pe față. Da, de ce cu vidia, Cristi? Să nu lunece. Să nu lunece, o să o scoți, o să... Da, drumul iar în afară, zbur de pe gheață, acolo umblă oile, să face ca pe asfalt să face. Deci tu oricum, tot la toți cai la care o să le pui vidia pe copite, cam toți o să... Toți cam o să miște, așa? O să-i pui la mișcare, nu? Da, da. Ha? E mai prima gunoi la treabă, da. Am înțeles. Atâta de cuminte cu ea de cap, când îmbli pe lângă ea, de nota 10, dacă nu o pui la hamă atâta de aspre, eu nu ce pot înțelege cu ea. Fii atent, m-auzi? Eu am văzut un armăsar murg cu care ai putea tu să dai tu apa asta la munte. Unde? Undeva la Bihor. Da? Îți arăt pe telefonul meu. Mă interesează, ăla roșu, ăla mai jos de statură, frumos, încalțat? Îl știu. Ăla. Îmi dai dreptate că se potrivește. Ha? Zic că nu se potrivește. I-ar trebui ceva armăsar murg pentru iepile mele, știi? Și pentru aia la altă. Că mai am una roșie. Dacă nu, până atâta urmă, având surul și eu roșu. Da, frumos armăsarul ăla. Da, da. Murg de care zic eu. Ia să ne murg de râs. Să vezi pe aia la altă care au adus-o ieli. Spartanul. E la tine? La Bihor, da. Salutăm pe domnul Spartanu. Cum? El a adus-o din Franța, iată. De 5 ani. Păi ce cuminte, ce liniștită. Nu se stresează el. Aia e foarte bine. La mine ca ai nu-ți bătă. Aia e foarte bine. Aia e foarte bine, Cristi. Nu că nu mai au o bătă ei, dar așa... Da, păi acum... E atenționare. Ia asta. Păi, Cristi, știi cum e? Faza este că tu ai suflet. Care e problema? Eu îi lăs în câmp, în gardiere, că eu mărg sara, noapte, prin sărat, eu îi fluier și vin cai la mine, eu nu trebuie să fac potere să-i prind. De asta nu-mi place să-i stresez. Cu minți, liniștit. Aha. Așteptăm mânză la primăvară. Ha! Asta-i noua acuziție. Se vede cu păr pe picioare. Ardeniera de la Spartani. Așa. De 5 ani. Trebuie un pic să ăsta s-o tolănit, așa e de la ei s-o tolănit, așa, da? Da, așa, am luat-o. Când ai adus-o? Aia pică.
Când ai adus-o? Tot acum două, o dată cu nunții. Acum, acum, de două zile? Mhm. Ha? Da. Ce are pe partea alaltă semnul ăla? Aș costat așa ni... Când a fost mânză, a fost în ea, a lovit-o, a intrat cu ceva. Și s-o... Ha? Și s-a schimbat acolo culoarea, așa-i? Aha. Acolo s-a zgâriat, s-a tăiat un pic. Da. Ia, o văd de gestant, o văd, așa-i? Da, trebuie să fie, de familie, trebuie să fie înainte la mâine, și babul ăsta care are. În martie, aprilie, ar trebui să fie cu mâini. Nu se știe tatăl, hă? Bibirel, negrul. E, o montat-o cu bibirel? Da, da, ei o montat-o, ca capul. Am înțeles. Și nu, o ecografiat-o oare? Da, cu domnul doctor de la Turda. Hă? Am poză pe telefon, cu ecograf. Deci tu ai ecografiat-o, tu ai arătat poză, tot. Da, da, și așa se vede la ochi liber acum că e apă. Da. Da, e apă grea, e apă cum îmi place mie. Da, dar dacă omul a făcut și ecograf, se ocupă profesionist... Bine... Treabă bună. Aduce, el îi n-aduce nimeni aproape. Mă refer în rasa grea. Când mi-e plac nouă... Da. E apă de nu, am prins-o cu pe ala, am... Cum o cheamă? Măi, nu știu. Te-ai gândit să-i pui un nume? Ha? De data asta nu ne-am pus. Să-i zicem noi acum? Bianca? Bianca. Dacă tu apă foarte blândă, liniștită, bună. O să-l zicem Bianca cea fătă la prima oară. Cum te înțelegi cu Bianca așa? Foarte bine. Atâta de cuminte și de liniștită, mă. Ha? E foarte frumoasă. Uite, uite, uite ce ochi frumos are. Scormonin în graj, nu aud nimic. Ha? E liniștită în graj. Sunt foarte mulțumită. Îmi place, uite, te are păr pe picioare. Copită mare. Ai capul nostru. Da. Atâta... O pălărie bună. Pe spate ai ridicat vreodată picioarele? Da. Hai să vedem. Mare, cine, cine. Lasă așa că... Adu la mine. Te scurtă? Nu, las-o, las-o. Las-o. Super. facem noi tot felul de extreme, știi? Da. Zici să nu te murdărești. Cum? Zici să nu te murdărești. Da. Ia asta mașina de spălat. Oh, ia. Na. Chiar nu știa ce numește. Zici că ți-ai luat o salopetă nouă acum și așa în așa repede s-o COVID. A? Așa repede s-o da. Înnegrit. Care n-au animale, nu știu. Da. Că merg numai până la magazin să vin sat. Eu zic că... Adică pentru mine îmi place foarte mult. Îi o iapă înaltă. Ai apă grea. Da, o iapă lungă. Mulți spun. Gâtoasă. Pun câte un cal, așa potrivit, de 1000 de kg îl pun de vânzare. Asta are 800 de kg după mintea mea, poate un pic trecut acum cum e gestant. Da, și iapă de 1,80 la greapă. Ai măsurat tot-o? Da. Mă duc să aduc și mânzele. Bine. Mai avem două mânze. Îmi place la tine aici, Cristi. Îmi place aici la tine, blonde frumoase, da. Înalte de 1,90. Ada de 2 ani. Ada, cred că ai dat-o la armăsară, așa-i? Nu, nu. Numai asta de 3 ani de stantă. Păi de-aia zic, de-aia. Ai dat-o așa la muntă, a? Asta da, e de stantă cu... asta e Ada. Așa, și pe ea ai dat-o la muntă pe cealaltă. Da. Cum o cheam pe cealaltă? Olga. Și pe Olga ai dat-o la muntă, nu? De 3 ani. Așa. Așa, Ada, cât timp zici că are?
dar numai 2 ani. A, da, 2 anișori, Olga 3. Da, e santă cu blondul. Deci odată cu murga. Cam deodată aproape intră și la zile montați. Una într-o zi, una n-a. Așa. Am montat diferență. Fii seama sora la tine că... Da, asta e orfana, acum o știu că... Ea... Care e faza cu ea? Mai povestește-ne. Eu mă am așteptat. Amândoi că au fost mici. Chiar unul după altul. Prima dată negru. Da, prima dată negru l-a cropătat. Pe ea au murit negru, exact atunci. Așa. Armăsarul? Da. Tatăl ei, da? Avea cam 9 zile, când am apucat să montez pe maică sa și nu era gata montele. S-a murit calul. Pe urmă, când a făcut o lună, a murit și el. Și de la o lună ai ținut-o la biberon? Da, mai s-a murit de colică, de la Luțernă. La tine o fă mămica ei? Da. Da, am mai avut 3 mâini la mine. Și ce trebuie făcut ca să... Ce trebuie făcut ca să nu mai, să nu mai fie probleme cu colica și să moară? Le-am dat niște luțărnă cam moale, costă de vreo 2-3 zile și-o stat în soare. Și s-o, cum îi zice la luțărna aia care e... Călită. Călită, așa zicea? Ori le dai verde, verde, ori baluțul scade. Și... Nu s-o test pe nimeni să dea luțărnă moale, o stat în soare. Aia, deci nu ai observat sau care e faza? Am observat, dar nu mi-am dat seama. Ea a fost goală atunci când era pătată și mânca mult. Și aveam de lucru foarte mult acasă, făceam niște lădoaie pentru cereale. Și am băgat acolo 2-3 curci. Eu n-am băgat de seama, mai mărg bătrânii, nu mai pus și el peste... Nu am mâncat cât o nou mai încăput. Am înțeles. Am să mai întâmplă la alte. Da, pe viitor trebuie să avem grijă. Pereglite, dacă frumoasă. E foarte frumoasă. Dacă le pui la căruță, ai o pereche de aia de iepe. Zic că n-am apucat să prind. Asta e cotată la rămică, că așa am îngras. Așa. Am filmat tot de multe ori mânza Ada. Așa, mă, Ada, ce am. O zi ai filmat la 3, la 9. A, așa e, mă. Ia-i. Ia-i. Îl salutăm pe rămică. Și din Ardenezul ăla mare, îl salutăm și noi. Și tu de unde ai achiziționat de la el? Nu, era vândut-o la de la Arad. Cu ocazia asta îl salutăm pe Romica, prietenul nostru. Și mânză, tot de la Romica neagră, tot la Romica i-am dat-o. A? Ia pe neagră aia mare, nu. Ce? Și asta cât e de plecinos. Mă duc să le bag, că ne plouă prea tare. Bine. Cristi, mai ai de adus ceva? Nu, că am prezentat tot. Întoarce-te un pic, te rog. Cristi, îți mulțumesc tare frumos de... Îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru prezentare, pentru ospitalitate. Da, acum, dacă și... nu ploua, era altă treabă, mai stăteam în grădină, ne stăteam drumul, dar... Lasă că e foarte bine. Îți doresc multă sănătate ție. Poneiu ce mai face? Mai pe acolo, cu el. Unde l-ai? Pe acasă. A, dă-l un pic și pe el, te rog. Nu mai spun, că e acolo... Ți-i groază? E în fund, acolo tare? E cu bivol, e acolo la sala, în loc, a, și greu de scos? Asta prezentăm altă dată. Bine. Cristi, îți mulțumesc. Bine, Cristi, îți mulțumesc mult, mult și ne vedem. Bine? Da, bine. Te salut. Bine, salut.